Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, un filmuleț pe care n-ar trebui să-l ratați dacă studiați învățăturile lui Neville Goddard și modul în care uh, acesta vorbește despre puterea imaginației, despre tehnicile uh, care... Au fost eficiente în cazul lui și în cazul celor care au apelat la el pentru a-și manifesta dorințele. Am găsit o înregistrare audio cu vocea lui proprie, pe care am preluat-o și astăzi vreau să vă prezint, să-i spunem, prelegerea, o, o conferință, o înregistrare audio intitulată cum să-ți folosești imaginația secretului Neville Goddard. Așadar, rămâneți alături de mine și după ce voi înregistra această conferință, am să vă vorbesc puțin din experiența mea, ceea ce mi-a fost util ceea ce mi-a folosit și ceea ce îmi folosește în continuare în procesul manifestării, dar și din experiențele uh, oamenilor cu care lucrez, uh, oamenii pe care i-am studiat, pentru că îmi uh, place să caut. Uh, Poveștile celorlalți de succes. Îmi place să văd ce au folosit, deși cred că fiecare uh, om este unic și are un mod unic de a manifesta și cred că, într-adevăr, nu există așa e bine, așa nu e bine. Astăzi, eu, după înregistrarea acestei conferințe, vreau totuși să vă vorbesc din. Uh, uh, perspectiva mea și uh, perspectiva bazată pe învățăturile lui Neville Goddard. Așadar, ca să nu mai pierd timpul să începem cum să ți folosești imaginația. Scopul acestei înregistrări este de a ți arăta cum să ți folosești imaginația pentru a-ți îndeplini orice dorință. Cei mai mulți oameni sunt total inconștienți de puterea creatoare a imaginației și se înclină invariabil în fața dictaturilor faptelor și acceptă viața pe baza lumii exterioare. Dar, atunci când vei descoperi această putere creatoare în tine însuți, vei afirma cu îndrăzneală supremația imaginației și îi vei supune toate lucrurile. Când un om vorbește despre Dumnezeu un om, el nu este deloc conștient de faptul că această putere numită Dumnezeu un om este imaginația omului. Aceasta este puterea creatoare din om. Nu există nimic sub cer care să nu fie plastic ca lutul olarului la atingerea spiritului modelator al imaginației. Odată un bărbat mi-a spus, știi, Navil, îmi place să te ascult vorbind despre imaginație, dar în timp ce o fac, ating invariabil scaunul cu degetele și mi împing picioarele în covor doar pentru a-mi păstra simțul realității și al profunzimii lucrurilor. Ei bine, fără îndoială că încă atinge scaunul cu degetele și își împinge picioarele în covor, ei bine, hai să-ți povestesc despre o alta care nu a atins cu degetele și nu a împins piciorul ei pe scândura tramvaiului. Este povestea unei tinere care abia a împlinit 17 ani. Era în ajunul Crăciunului, iar ea era tristă căci în acel an își pierduse tatăl într-un accident și se întorcea acasă la o casă ce părea a fi goală. Nu era pregătită să facă nimic, așa că și-a găsit o slujbă de chelneriță. În această seară e destul de târziu, în ajunul Crăciunului, plouă, mașina e plină de băieți și fete care râd, care se întorc acasă pentru vacanța de Crăciun, iar ea nu își poate ascunde lacrimile. Din fericire pentru ea, așa cum am spus, ploua, așa că și-a lipit fața de ceruri pentru a-și amesteca lacrimile cu ploaia. Și apoi, ținându-se de balustrada tramvaiului, iată ce a făcut. A spus Asta nu e ploaie, asta este stropirea oceanului și asta nu e sarea lacrimilor pe care o gust, pentru că asta e sarea mării în vânt. Și asta aici nu este San Diego, asta este o navă, iar eu vin în golful Samoa. Și acolo a simțit de realitatea tot ceea ce și imaginase. Apoi a venit sfârșitul călătoriei și totul s-a terminat. Zece zile mai târziu, această fată a primit o scrisoare de la o firmă din Chicago, în care îi se spunea că mătușa ei, cu câțiva ani înainte, când a plecat în Europa, a depus la ei 3.000 de dolari cu instrucțiuni ca, dacă nu se va întoarce în America, acești bani să fie plătiți nepoatei sale. Tocmai primiseră informații despre moartea mătușii și acționau acum conform instrucțiunilor acesteia. O lună mai târziu, această fată s-a îmbarcat spre Samoa. În timp ce ea a intrat în golf, era târziu în acea noapte și uh, era vânt și se simțea sarea mării. Nu ploua, dar în aer erau strop de apă și a simțit ceea ce simțise cu o lună înainte, doar că de data asta își realizase obiectivul. Acum, toată această înregistrare este tehnică. Vreau să-ți arăt astăzi cum să-ți pui minunată imaginație chiar în sentimentul dorinței împlinite, să o lași să rămână acolo și să adormi în această stare. Și îți promit din propria mea experiență că îți vei da seama de starea în care dormi dacă ai putea să te simți de fapt chiar în situația dorinței tale împlinite și să continui acolo până când adormi pe măsură ce te simți direct în ea, rămâi în ea până când îi dai toate tonurile realității, până când îi dai toată vivacitatea senzorială a realității. În timp ce o faci, în această stare, adormi liniștit și într-un mod pe care nu-l vei ști niciodată, nu ai putea concepe în mod conștient mijloacele care vor fi folosite te vei vedea trecând printr-o serie de evenimente care te vor conduce spre realizarea obiectivă a acestei stări. Acum, iată o tehnică practică. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să știi exact ce vrei în această lume. Când știi exact ce vrei, fă o reprezentare cât mai vie a ceea ce ai vedea ai atinge și ai face dacă ai fi prezent fizic și te ai mișca fizic într o astfel de stare. De exemplu, să presupunem că îmi doresc o casă, dar nu am bani, dar totuși știu ce vreau. Eu, fără să țin cont de nimic, aș face o reprezentare cât mai apropiată de realitatea locuinței pe care mi-ar plăcea să o am, cu toate lucrurile pe care le-aș dori în ea. Și apoi, în această noapte, când m-aș duce la culcare, într-o stare de somnolență, această stare, care este la limita somnului, mi-aș imagina că mă aflu de fapt într-o astfel de casă, că dacă m-aș da jos din pat, aș păși pe podeaua acelei case, dacă aș părăsi această cameră, și intra în camera adiacentă camerei mele imaginate din acea casă, și în timp ce ating mobila și o simt ca fiind solidă și reală și în timp ce mă deplasez dintr-o cameră în alta, din casa mea imaginară, aș dormi profund în această stare. Și știu că, într-un mod pe care nu l-aș putea concepe în mod conștient, mi-aș realiza casa. Am văzut cum a funcționat de nenumărate ori. Dacă mi-aș dori o promovare în afacerea mea, m-aș întreba ce responsabilități suplimentare mi-ar reveni dacă aș primi această mare promovare, ce aș face, ce aș vedea, cum aș acționa. Și apoi în imaginația mea și începe să văd, să ating, să fac și să acționez așa cum aș vedea, atinge și acționa în exterior dacă aș fi în acea poziție. Dacă mi-aș dori acum perechea vieții mele, dacă aș fi acum în căutarea unei fete minunate sau a unui bărbat minunat, ce m-aș găsi făcând de fapt și care ar însemna că mi-am găsit starea? De exemplu, să presupunem că acum aș fi o doamnă, un lucru pe care l-aș face cu siguranță, aș purta o verighetă, mi-aș lua mâinile imaginare și aș pipăi inelul pe care mi-aș imagina că se află acolo și aș continua să-l simt și să-l simt până când mi s-ar părea solid real. I-aș da toată vivacitatea senzorială pe care sunt capabil să o dau oricărui lucru și în timp ce îmi simt din elul imaginar, ceea ce implică faptul că sunt căsătorit, aș dormi. Această poveste ne este spusă în cântarea cântărilor sau cântarea lui Solomon. Se spune: Noaptea pe patul meu îl căutam pe cel pe care îl iubește sufletul meu. L-am găsit pe cel pe care îl iubește sufletul meu și nu l-am lăsat să plece până nu l-am adus în casa mamei mele, chiar în camera celei care m-a conceput. Dacă aș lua acest frumos poem și l-aș pune în engleză modernă, în limbaș practic, ar fi acesta. În timp ce stăteam pe scaunul meu, mă simțeam direct în situația dorinței mele împlinite și după ce mă simțeam în această stare, nu o mai lăsam să plece. Aș păstra vie această stare și în această stare aș dormi. Asta înseamnă să o duci direct în camera mamei mele, în camera celei care m-a conceput. Știi, oamenii nu sunt deloc conștienți de această putere fantastică a imaginației, dar când omul începe să descopere această putere în el, nu mai joacă niciodată rolul pe care îl juca înainte. Nu se întoarce înapoi și nu devine doar un reflector al vieții. De aici încolo, el este cel care afectează viața. Secretul constă în a-ți centra imaginația în sentimentul dorinței împlinite. Și, în a rămâne acolo, căci în capacitatea noastră de a trăi în sentimentul dorinței împlinite, se află capacitatea noastră de a trăi viața mai abundentă. Cei mai mulți dintre noi se tem să se imagineze ca indivizi importanți și nobili, siguri de contribuția lor la lume, doar pentru că, în momentul în care începem să presupunem, rațiunea și simțurile noastre neagă adevărul presupunerii noastre. Se pare că suntem în stăpânirea unui impuls inconștient care ne face să ne agățăm cu disperare de lumea lucrurilor familiare și să ne împotrivim la tot ceea ce amenință să ne smulgă de la încorajele noastre familiare și aparent sigure. Ei bine, te invit să încerci. Dacă o încerci, vei descoperi această mare înțelepciune a anticilor, pentru că ei ne-au spus-o în forma lor ciudată, minunată și simbolică. Dar, din nefericire, tu și cu mine am interpretat greșit poveștile lor și am luat-o drept istorie când ei au vrut să fie o instrucțiune pentru a ne atinge pur și simplu orice obiectiv. Vezi tu, imaginația ne pune în interior, în contact cu lumea stărilor. Aceste stări există, sunt prezente acum, dar sunt simple posibilități cât timp ne gândim la ele dar ele devin copleșitor de reale atunci când ne gândim de la ele, adică către ele și locuim în ele. Știm, există o mare diferență între a gândi despre ceea ce îți dorești în această lume și a gândi din ceea ce îți dorești. Permitem să-ți spun când am auzit pentru prima dată de această ciudată și minunată putere a imaginației se întâmpla în 1933 în New York. Un vechi prieten de-ai mei m-a învățat acest lucru. A trecut la cartea a 14-a lui Ioan și iată ce a citit. În casa tatălui meu sunt multe conace. Dacă nu ar fi fost așa, v-aș fi spus. Mă duc să vă pregătesc un loc și dacă mă duc și vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi primi la mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Mi-a explicat că acest personaj central al Evanghelilor era imaginația umană: că conacul nu era un loc în vreo casă cerească, ci pur și simplu dorința mea. Dacă aș face o reprezentare vie a stării dorite, și apoi aș intra în acea stare și aș rămâne în acea stare, aș realiza-o. La vremea respectivă am vrut să fac o excursie pe insula Barbados din Indiile de vest, dar nu aveam bani mi a explicat că dacă în acea noapte în timp ce dormeam în New York aș fi presupus că dorm în casa tatălui meu pământez din Barbados și aș fi adormit adânc în această stare aș fi realizat călătoria mea ei bine l-am crezut pe cuvânt și am încercat timp de o lună noapte de noapte când adormeam am crezut că dorm în casa tatălui meu din Barbados la sfârșitul lunii a sosit o invitație din partea familiei mele, prin care eram invitat să petrec iarna în Barbados. M-am îmbarcat spre Barbados la începutul lunii decembrie a acelui an. Din acel moment am știut că am găsit acest salvator în mine. Bătrânul mi-a spus că nu va da greș niciodată. Chiar și după ce s-a întâmplat, cu greu puteam să cred că nu s-ar fi întâmplat oricum. Atât de ciudat este tot acest lucru. La reflexie se întâmplă atât de natural încât încep să simți sau să spui Ei bine, oricum s-ar fi întâmplat și îți revii repede din această experiență minunată a ta. Niciodată nu m-a dezamăgit dacă dădeam ambianței, ambianței închipuite, vivacitate senzorială. Aș putea să-ți povestesc nenumărate istorii de caz pentru a-ți arăta cum funcționează, dar, în esență, este simplu. Pur și simplu, știi ce dorești. Când știi ce vrei, te gândești la asta. Dar asta nu este suficient. Acum trebuie să începi să te gândești la ea. Ei bine, cum aș putea gândi? Din dorință. Stau aici și îmi doresc să fiu în altă parte. Cum aș putea, în timp ce stau aici fizic, să mă plasez în imaginație, într-un punct din spațiu îndepărtat de această cameră și să fac acest lucru real pentru mine? Destul de ușor. Imaginația mea mă pune în contact interior cu această stare. Îmi imaginez că sunt de fapt acolo unde îmi doresc să fiu. Cum pot spune că sunt acolo? Există un singur mod de a dovedi că mă aflu acolo, deoarece Ceea ce vede un om atunci când își descrie lumea este, așa cum o descrie el, relativ la el însuși. Așadar, felul în care arată lumea depinde în întregime de locul în care mă aflu atunci când fac observația. Așadar, dacă atunci când îmi descriu lumea aceasta este legată de acel punct din spațiu pe care îmi imaginez că îl ocup, atunci trebuie să mă aflu acolo nu sunt acolo fizic, nu, dar sunt acolo în imaginația mea, iar imaginația mea este sinele meu real. Și acolo unde mă duc în imaginație și o fac reală, acolo voi merge și în carne și oase. Când în această stare voi adormi, este gata. Nu am văzut niciodată să eșueze. Așadar, aceasta este tehnica simplă despre cum să-ți folosești imaginația pentru a-ți realiza orice obiectiv. Iată un exercițiu foarte sănătos și productiv pentru imaginație, ceva ce ar trebui să faci zilnic. Retrăiește zilnic ziua așa cum ai fi vrut să o trăiești, revizuind scenele pentru a le face conforme cu idealurile tale. De exemplu, să presupunem că poșta de astăzi a adus vești dezamăgitoare. Revizuiește scrisoarea, rescrie-o mental și fă-o conformă cu vestea pe care ai fi dorit să o primești. Sau să presupunem că nu ai primit scrisoarea pe care ai fi vrut să o primești. Scrieți scrisoarea și imaginează-ți că ai primit o astfel de scrisoare. Permitem să-ți spun o poveste care a avut loc în New York nu cu mult timp în urmă. În audiența mea stătea o doamnă care mă ascultase, o, oh, de nenumărate ori, iar eu spuneam povestea revizuirii, acel om care necunoscând puterea imaginației se duce la culcare la sfârșitul zilei, obosit și epuizat, acceptând ca fiind finale toate evenimentele zilei. Și încercam să arăt că omul ar trebui în acel moment, înainte de a dormi, să rescrie întreaga zi și să o facă să fie conformă cu ziua pe care ar fi vrut să o trăiască. Iată cum o doamnă a folosit cu înțelepciune această lege a revizuirii. Se pare că în urmă cu doi ani s-a ordonat să plece din casa nurorii sale. Timp de doi ani nu a existat nicio corespondență. Ea îi trimisese nepotului ei cel puțin două duzini de cadouri în acest interval, dar niciunul nu a fost recunoscut. După ce a auzit povestea revizuirii, iată ce a făcut. În timp ce se retrăgea seara, a construit mental două scrisori. Una pe care și-a imaginat-o venind de la nepotul ei, iar cealaltă de la nora ei. În aceste scrisori ei își exprimau o profundă afecțiune pentru ea și se întrebau de ce nu i-a sunat să-i vadă. Acest lucru l-a făcut timp de șapte nopți consecutiv, ținând în mâna ei imaginară scrisoarea pe care și imagina că o primise și citind aceste scrisori la nesfârșit până când aceasta trezea în ea satisfacția de a fi auzit, apoi a dormit. În cea de opta zi a primit o scrisoare de la nora ei. În interior se aflau două scrisori, una de la nepotul ei și una de la noră. Practic, ele duplicau scrisorile imaginare pe care această bunică și le scrisese singură cu opt zile înainte. Această artă a revizuirii poate fi folosită în orice departament al vieții tale. Să luăm de exemplu problema sănătății. Să presupunem că ai fi bolnav, Adu în fața ochilor minții imaginea unui prieten. Pune pe acel chip o expresie care să sugereze că el sau ea vede în tine ceea ce doresc să vadă întreaga lume. Imaginează-ți că el îți spune că nu te-a văzut niciodată arătând mai bine, iar tu îi răspunzi, nu m-am simțit niciodată mai bine. Să presupunem că te-ai rănit la picior, atunci fă așa. Construiește mental o dramă care se implice că mergi, că faci tot ceea ce trebuie. Lucruri pe care le-ai face dacă piciorul ar fi normal, și repetele la nesfârșit până când capătă tonul realității. Ori de câte ori faci în imaginație ceea ce ai dori să faci în lumea exterioară, asta vei face în lumea exterioară. Singura cerință este să strezească atenția într-un mod și cu o intensitate care să te facă să fii absorbit în totalitate de acțiunea revizuită. Vei experimenta o expansiune și o rafinare a simțurilor prin acest exercițiu de imaginație, și în cele din urmă vei obține o viziune în lumea interioară. Viața abundentă care ne-a fost promisă este a noastră, de care ne putem bucura acum, dar nu o putem experimenta decât atunci când vom avea simțul Creatorului ca imaginație. Imaginația perseverentă, centrată pe sentimentul dorinței împlinite este secretul tuturor operațiunilor de succes. Numai aceasta este mijlocul de a îndeplini intenția. Fiecare etapă a progresului omului se realizează prin exercitarea conștientă și voluntară a imaginației. Atunci vei înțelege de ce toți poeții au subliniat importanța unei imaginații controlate și vii. Ascultă pe aceasta a marelui William Blake. În propriul tău piept porți cerul și pământul, și tot ce vezi, deși pare în afară, este înăuntru, în imaginația ta, din care această lume a mortalității nu este decât o umbră. Încearcă și tu și vei dovedi că imaginația ta este creatoare. Dragilor, aceasta a fost prima parte a înregistrării, și anume conferința aceasta a lui Neville Goddard în care a vorbit despre secretul oricărei manifestări, și anume imaginația. Asta este primul secret, de fapt, în procesul manifestării. Imaginația însoțită de tonurile realității, de această persistență mentală, căci de asta Neville Goddard spune că nu trebuie să ridici niciun deget în lumea exterioară, da? dar trebuie să persiști în lumea mentală. Și în momentul în care tu trăiești stările pe care le-ai trăi în mod automat, dacă ai avea acea dorință și persiști în acele scene, n-ai cum să n-ajungi la acest rezultat. Sigur că procesul are mai multe componente, în afară de imaginație, contează foarte mult modul în care reacționăm, pentru că și el spunea că există după ce aceste scene imaginare au loc în mintea ta și după ce uh, le-ai făcut și ai persistat în ele, Dumnezeu vine cu o serie de evenimente în viața ta, cu acele circunstanțe care pot fi favorabile sau mai puțin favorabile. Pentru că nu știm prin ce mijloace ne duce Dumnezeu către îndeplinirea obiectivului, așa că unele circunstanțe pot, pot fi favorabile și procesul poate părea extrem de natural și știți cum e, totul merge bine, totul uh, parcă se leagă și uh, totul se întâmplă într-un mod... Uh, Extraordinar de ușor și atunci, sigur că este ușor să reacționăm uh, unor circunstanțe favorabile uh, și mental să fim bine și să spunem, wow, dar chiar totul se leagă, dar totul merge, dar parcă mă apropii din ce în ce mai mult de dorință, dar este minunat ceea ce se întâmplă. Dar căile lui Dumnezeu nu sunt întotdeauna pavate cu uh, circunstanțe favorabile e, și acolo este, de fapt, punctul. Uh, cheie al modului în care ne raportăm la ceea ce se întâmplă în viața noastră, la acele circunstanțe, pentru că foarte mulți se panichează. Foarte mulți spun, a, nu merge nimic, ce fac greșit, de ce nu funcționează. Deci toată credința se duce pe apa sâmbetei destul de repede. La primele circunstanțe negative, ne speriem, nu merge, nu o să meargă, este un eșec și cumva toate scenele alea imaginare și toată, tot entuziasmul și toată credința pe care ai depus-o acolo în actul imaginar se anulează în două secunde pentru că modul în care Reacționăm de cele mai multe ori la circunstanțele negative, nu este un mod care să ne ajute. Uh, sigur că sunt situații care ne fac să ne pierdem răbdarea, să ne pierdem entuziasmul, să ne pierdem credința, dar trebuie să luptăm cu acestea pentru că uh, mi-a plăcut și am văzut de curând documentarul de pe Netflix cu povestea lui Moise. Și, da, deși o știam și cu toții o știam, și, da, următoarea prelegere de la Neville Goddard va fi despre acest uh, episod. Uh, și spunea acolo că nu destinația este cea mai importantă, ci, de fapt, drumul până la destinație. Și că uh, evreii au fost nevoiți să ajungă în țara făgăduinței în 40 de ani, când, în mod normal, ar fi ajuns în vreo 10 zile. Pentru că așa a fost, așa a trebuit să fie, pentru că nu erau pregătiți să ajungă în țara făgăduinței, pentru că, de fapt, acelea au fost circunstanțele lor și așa n-a însemnat că n-au ajuns, dar au ajuns la momentul potrivit, pentru că niciodată lucrurile nu se întâmplă uh, decât la momentul potrivit și. Noi avem de ales. Avem de ales dacă să ne panicăm, dacă să amânăm și mai mult momentul, sau, și bine, bineînțeles că eu au amânat, adică nu vă gândiți că au ajuns în țara făgăduinței doar pentru că Dumnezeu a decis așa, ci pentru că ei ne fim pregătiți mental și pentru faptul că undeva au sfidat, da, și au făcut chip și așa mai departe, și au făcut idoli, adică acolo a fost altceva și Dumnezeu și a dat seama că ei eh, erau pregătiți pentru ceea ce le aducea țara făgăduinței. Uh, dacă ei ar fi avut credință și ar fi uh, înțeles cu adevărat puterea lui Dumnezeu, probabil că ar fi ajuns mult mai repede acolo. Uh, înainte de a vă spune, sunt așa niște uh, Observații, niște lucruri pe care eu le-am observat de când lucrez cu oamenii. Aș vrea să vă spun povestea unui băiat. Acum câțiva ani, vreo 3-4, circula pe internet povestea acestui băiat. Eram în pandemie și pentru mine a fost o poveste revelatoare. Nu mai găsesc filmulețul, nu știu, probabil că a fost scos de pe internet, poate că băiatul care a trimis această scrisoare uh, n-a mai vrut să, să fie acea înregistrare, nu știu să vă spun. Noroc că eu am scris-o pe grupul de Facebook acum câțiva ani, pentru că am tot căutat, am tot căutat filmulețul și n-am găsit. Și am să vă spun pe scurt, pentru că are legătură cu ceea ce vreau să vă spun după. Povestea este a unui băiat din Africa care fusese acceptat la o facultate din Canada și din cauza pandemiei nu a putut să ajungă acolo, motiv pentru care a trebuit să înceapă cursurile online. Fiind o diferență destul de mare de fus orar de 7-8 ore, îi era foarte greu să facă față, chiar dacă învăța de acasă, așa că a luat decizia să încerce învățăturile lui Neville Goddard, considerându-le ultima lui șansă. Așa că și-a făcut un plan, în fiecare zi avea să creeze trei scene în care să-și imagineze că este deja acolo și și-a impus ca 24 de ore din 24 să-și monitorizeze gândurile astfel încât să nu se lasă descurajat de realitate. Astfel, povestește cum în prima seară și-a imaginat Că era în avion, în drum spre Canada. Dimineața s-a trezit și și-a imaginat că a coborât din avion și s-a dus în campus. În altă scenă și-a imaginat că e în Canada și se duce să scoată un cart canadian. S-a imaginat în campus, simțind aerul, simțind vântul cum îi mângâia fața. S-a imaginat stând pe băncuțele din campus și așa mai departe. Ceea ce observăm este că și-a a avut scene diferite, nu a mers pe aceeași scenă, dar toate erau din finalitate. Ba, mai mult decât atât, într-una dintre sări și-a imaginat că era în camera lui din Canada și a simțit pentru scurt timp melancolie și dor pentru cei care se aflau acasă. În timp ce era cu ai lui în casă, trăia mai mult în imaginația lui, întrebându-se ce mai fac ai lui, de asemenea, când spăla vasele, a folosit tehnica lui Neville Goddard, îmi amintescând, astfel spunea, îmi amintesc când spălam vasele acasă, oare ce fac părinții mei acum? La un moment dat, și-a schimbat până și ora la telefon, simțind că e deja în Canada, ajungând să calculeze cât e ceasul în țara lui originară. Toate aceste eforturi mentale i-au arătat primele semne că se apropie de ceea ce dorea după patru săptămâni, și deși a avut mai multe piedici, le-a ignorat și a continuat să-și asume că e deja în Canada. Voia să ajungă cu orice preț în noiembrie și după câteva săptămâni a reușit să facă în așa fel încât să plece, dar nu ar fi plecat în noiembrie, ci uh, cred că undeva prin decembrie. Nu a renunțat însă și a persistat în dorință până când totul s-a rezolvat exact așa cum a vrut el de la bun început. După 10 săptămâni, acesta a ajuns în noiembrie în Canada. A făcut eforturi și nu a fost ușor și de fiecare dată când se simțea descurajat își spunea Am făcut-o, o fac și voi continua să o fac până când ceea ce am făcut o să fie complet externalizat în lumea mea. Spunea că atunci când simțea că nimic nu merge, își imagina că îl vede pe Neville care îi spunea că e deja acolo și îi închidea ușa în nas, așa cum făcea Abdullah cu Nevil. De asemenea, îi spunea: Dumnezeu este cel care o face, pentru că eu sunt Dumnezeu. Dacă eu și Tatăl suntem una, înseamnă că Tatăl meu mi-a auzit Asunția. Și dacă el a auzit-o, și am încredere că el a auzit-o, nu pot oare și îi spun persoanei mele interioare: îți mulțumesc, Tată. Uh, nu mai mi-aduc aminte exact, dar băiatul ăsta a riscat nu numai să piardă bursa, ba chiar să-i a riscat punându-i pe părinții lui în postura în care ar fi trebuit să plătească taxele de școlarizare. Căci nu mai, v-am zis, nu mai rețin povestea, dar circumstanțele lui nu au fost deloc cu wow. au trebuia să răspundă, cred că asta era, trebuia să răspundă până la o dată limită, dacă continuă studiile online sau ceva de genul, în caz contrar ar fi trebuit să fie pus la plată. Și a ascuns mailul acela de părinții lui și și-a asumat toată această treabă riscând acea plată și mă gândesc că nu erau foarte bogați uh, și în momentul în care a depășit această circunstanță prin puterea imaginației și prin simțirea asta intensă a dorinței ca fiind îndeplinite, în momentul în care a primit ok-ul okay să plece în Canada în noiembrie, Fiind pandemie, a avut mari probleme cu viza și cu eliberarea pașaportului, și la fel, foarte multe circunstanțe, și uh, era cât pe ce să piardă acea oportunitate. Ei bine, nu s-a lăsat și mereu se încuraja că este singura lui șansă, că nu -are, are altă soluție. Și vedem că, din povestea lui, vedem că atunci când dorim ceva, nimeni și nimic, nu poate sta în fața dorinței noastre, chiar și în fața restricțiilor și a zborurilor anulate, și și-a îndeplinit dorința persistând în ceea ce își dorea, chiar și atunci când îi venea greu, când poate nu mai spera și nu mai credea. Știa că e singura lui salvare, așa că și-a jucat toate cărțile. Nu a avut nimic de pierdut în a încerca, ba chiar mai mult nu a avut decât de câștigat, nu doar prin faptul că a ajuns în Canada, ci că din acel moment el l a cunoscut pe adevăratul Dumnezeu. Și era foarte emoționantă povestea uh, și spunea că în momentul în care a pășit pe tărâmul canadian, când a ieșit cu adevărat din avion, așa cum văzuse în imaginația lui, uh, atunci și-a dat seama cu adevărat de puterea aceasta minunată a imaginației de puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în interiorul nostru și cred că mai mare a fost bucuria decât faptul că se afla fizic în Canada ci uh, această revelație că a găsit răspunsul uh, la, la o întrebare pe care cu toții ne-am pus-o Uh, e, e fascinant să vezi că poți rezolva orice și că totul se poate întâmpla uh, așa cum ți-ai imaginat și uh, trecem la partea a treia a acestui filmuleț partea asta a doua a fost uh, improvizată uh, dar mi-am adus aminte de această poveste care mie mi-a plăcut extrem de mult și am citit-o și am recitit-o bine, eu ascultam atunci pentru că exista pe, canal, pe canalul de YouTube uh, al persoanei respective. Nu mai știu, am pierdut cu totul uh, și canalul și scrisoarea, nu apare pe nicăieri. În uh, fine, partea a treia sunt concluziile mele uh, din experiența mea personală, din ceea ce îmi spune lumea, din uh, uh, poveștile de succes ale altora. Îmi place să analizez și uh, îmi place să văd cam uh, cum să acționezi și care este tiparul, să-i spunem așa. Ei bine, vorbim cu foarte mulți oameni și uitându-mă și la mine, sigur că există acele dorințe unde nu avem atașament și facem un act imaginar și pentru că nu ne gândim contrar dorinței, se îndeplinește fără nicio problemă, la momentul potrivit și totul pare atât de natural și de ușor și singurul lucru pe care uh, l-am făcut vreodată, a fost să mi imaginez timp de 3 secunde sau uh, poate puțin mai mult, exagerez, nu chiar 3 secunde, da, acolo un minuțel am uh, în timp ce mergeam, nici măcar într-o stare de liniște sau de, de relaxare, mergeam, și în imaginația mea am văzut uh, un deznodământ favorabil pentru dorința respectivă. Uh, de cele mai multe ori, atunci când n-am avut atașament, și în general pentru lucruri materiale, uh, a fost așa, a fost rapid, am închis ochii foarte puțin, am simțit. Uh, în știu, statura laptopului, am simțit căștile, v-am zis, banda aceea pe urechi. Am simțit căști wireless, dar cred că a fost o singură dată scena. Și mi se pare fascinant că după ce am primit aceste lucruri, nici măcar nu mi-am dat seama că le-am manifestat eu. A trebuit să mi-aduc aminte după mult timp că eu am manifestat astea. <laughs> Pentru că nu le-am cumpărat, le-am primit de fiecare dată. Am primit cadou și laptop și banda aceea și uh, uh, căștile wireless și în orice căști, niște căști super din America, adică... Uh, și nici nu mi-am dat seama când le-am primit, pur și simplu mi s-au dat, poftim, le vrei, ia-le, folosește-le cu bine, cu bine, păi, sigur, din familie n-au venit așa de pe stradă, dar vreau să spun că uh, a venit exact ceea ce mi-am imaginat. În schimb, marea problemă vine atunci când suntem atașați de dorință. E bine că suntem atașați de dorință și când Vrem să lucrăm și la schimbarea conceptului nostru de sine, când vrem să lucrăm, să întărim uh, încrederea în noi, să schimbăm credințe limitative și inclusiv să manifestăm ceva pentru care avem un foarte mare atașament. Aici intervin uh, problemele. De asta vă spun că dacă. Pentru un obiect material sau pentru ceva pentru care nu numai un obiect, poate să fie și o persoană, pentru care nu avem atașament, lucrurile se întâmplă foarte natural, rapid și ai terminat o singură dată, ți-ai ți -ai imaginat și după aia să vezi de viața ta. Dar v-am spus secretul: este că nu stai toată ziua să te gândești la acel lucru, că nu stai toată ziua să te gândești că, de, că nu o să ai acel lucru. Da? Nu vin gânduri negative și atunci totul este foarte simplu. Când ai atașament, pe lângă scenele acele imaginare, intervin gândurile negative, da? vin așa ca niște mici drăgușori care spun Hei, ce-ți imaginezi tu acolo? Nu o să ai ce-ți ce dorești. A, n-ai nicio șansă. Tu nu vezi că nu se uită la tine dacă e vorba de o persoană. Tu nu vezi că nu te vrea, tu nu vezi că ți-a dat bloc, tu nu vezi că nu știu ce. Și toate aceste gânduri sunt în contradicție cu scenele imaginare, cu afirmațiile, cu. Bun. Din experiența oamenilor, observ că foarte mulți iau această decizie, vreau asta, vreau să reușesc în asta, vreau să am persoana respectivă, vreau să fiu cu ea, vreau să nu știu ce, dar nu sunt consecvenți. Lucrează pe aici, pe colo. da, mi-am spus afirmațiile când mi-am mai adus aminte, am mai făcut așa din când în când, când o scenă imaginară, dar nu văd nicio schimbare. În schimb. Simt că nimic nu merge, simt că greșesc undeva, am toate gândurile astea, dar uite ce a făcut el, dar uite de ce, uite ce mi se arată în circunstanțe. Adică ne focusăm pe tot ce este negativ, tot ce este rău, tot ce este în defavoarea noastră. Nevil vorbește deseori despre persistență, despre a face zilnic acele scene de a uh, persevera și nu exterior, ci interior, până când acea scenă, nu numai că are toate tonurile realității, până când acea scenă este acceptată de tine ca fiind una adevărată. Pentru că în momentul în care tu accepti că scena aia este adevărată, automat tu nu mai ai gânduri negative. Nu e ușor. Pentru că oamenii nu știu și, îmi, și spun, dar de câte ori trebuie să fac, dar câte zile trebuie, dar cât de des. Dacă tu ai face o singură dată și n-ai mai avea niciun gând negativ și nu te-ai mai gândit toată ziua când voi avea acea dorință, dar când voi avea, păi stai un pic că tu, dacă ai înțeles că trebuie să accepti acea dorință ca fiind deja a ta, ca fiind deja realizată, înseamnă că nu mai poți să-ți spui întrebarea când va fi. Și mă întorc la băiatul acela care nu se gândea oare când voi ajunge în Canada, ci trăia în Canada. El era în Africa, nu? Murea de cald și simțea cum vântul tomnatic al Canadei îi mângâia fața. El era ziua în Africa și se uita la ceas și era seară pe ceas în Canada. El stătea la masă cu părinții lui și se gândea ce mai fac părinții lui. Nu se gândea, oh, oare când o să plec în Canada cum or să fie părinții mei. Nici nu știu dacă este adevărat această poveste a băiatului, dar nici nu mă interesează. Nici nu este relevant. Faptul că el a trăit dorința ca și când ar fi fost reală, faptul că el uh, era recunoscător, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce uh, a făcut pentru el, pur și simplu mental el nu mai era în Africa. Trebuie să învățăm din acest lucru. În momentul în care ai o dorință intensă, gândurile tale negative gândurile tale care te țin departe de a accepta că ai deja ceea ce vrei să ai, trebuie să dispară sau cel puțin să fie mult diminuate. La început este greu, pentru că suntem obișnuiți să avem gânduri negative, pentru că ele vin în mod natural în mintea noastră. Și atunci trebuie combătute cu o rutină, cu o dietă mentală. Forțate la început Pentru că mintea Nu este obișnuită să primească Gânduri de bine după ce tu O viață ai gândit negativ Ai fost pesimist ai. Uh, și nu numai legat de dorință În general urmărește-ți gândurile non-stop și vezi ce gândești despre vecinul, ce gândești despre ceilalți, ce gândești despre situația respectivă, ce gândești despre părinții tăi, ce gândești despre prieteni, ce gândești despre... Este o muncă pentru că veți vedea că sunt foarte, foarte multe gânduri. Acum eu nu zic să ajungi într-o stare din aia de paranoia în care să fugărești fiecare gând dar în momentul în care uh, ai conștientizat anumite gânduri, schimbăle cu gânduri favorabile, și deși la început uh, îți vei. Inunda mintea cu afirmații, cu cuvinte favorabile, cu cuvinte frumoase, cu cuvinte dătătoare de viață, de bucurie, de, de optimism și așa mai departe, după o perioadă vei vedea că gândurile negative scad din intensitate, pentru că nu mai simți, nu mai simți nevoia să gândești negativ. Am fost în situația în care 70%-80% din timp gândeam negativ, și când am citit pentru prima dată despre dieta mentală și despre uh, a face într-un mod obligatoriu o dietă mentală timp de șapte zile, am zis nu e posibil. În primul rând, nu e posibil să nu mai gândesc negativ șapte zile și în al doilea rând nu cred că mintea mea se va schimba așa doar pentru că eu șapte zile am gândit hai să zicem cât mai bine posibil. Este posibil. Este posibil și am rămas șocată de modul în care m-am schimbat, am schimbat pur și simplu modul în care percep ceea ce se întâmplă. Um, am și momente de de, de să zicem epuizare mentală, în sensul că, nu știu, poate o situație care mă pune în dificultate, dar imediat, nu știu, după ce trece starea aia, după o zi, după câteva ore, îmi revin și mă duc către gândirea aia bună, către gândirea favorabilă. Așadar, dacă ai o dorință intensă, nu face lucrurile din când în când, mai ales dacă vezi Că pendulezi, mai ales dacă vezi că ești în alt, că te duci către altă direcție, către o direcție care nu-ți este de folos. fă o rutină exact așa cum mai face când te duci la sală. Da? Îți faci un program, îți faci și o dietă alimentară și îți faci un program clar de mers la sală. Merg de trei ori pe săptămână sau poate am de dat mai multe kilograme, așa că mă duc de luni până vineri, sâmbătă-duminică, mă odihnesc. Iați și asta în calcul, odihnește-ți mintea, fă ceva pentru tine care să ți aducă starea de bine. Adică nu oferi doar mental, oferă și lucruri care îți fac plăcere. uite te adică după ce ai lucrat cu tine, iați acel răgaz, că și Biblia ne spune, nu a șaptea zi Dumnezeu s-a odihnit. Odihnește-ți mintea, odihnește-ți uh, uh, rutina asta uh, de multe ori poate să obosească. Și atunci ia acest timp pentru tine, nu te simți vinovat. Uită-te la un film, la o comedie, râzi, ieși afară, du-te cu prietenii, mergi pe bicicletă, I don't know, fă ceva care să-ți placă. Dar, în restul timpului, la început, pentru că la început e greu, după aceea devine o rutină naturală, un stil de viață, de fapt, la început programează-ți. Obligă-te să faci asta. Știți că în Biblie se spune că nu avem timp de sufletul nostru, dar trebuie să ne facem timp pentru sufletul nostru. Așa este. fă timp pentru tine, pentru dorințele tale, pentru idealurile tale, pentru binele tău uh, mental, fizic, mental și așa mai departe. Ai o dorință arzătoare? Fă-ți trei scene zilnice și spuneți așa: domne, 15 minute dimineața când m-am trezit, îmi fac această, această scenă, mă trezesc, nu știu, dau un exemplu, vreau să fiu căsătorită cu partenerul meu, mă trezesc ca fiind femeia căsătorită, lângă mine este partenerul meu, eu nu mă trezesc ca o femeie singură sau ca o femeie neîmplinită, mă trezesc ca, ca o femeie împlinită care doarme lângă soțul ei, care are o căsnicie minunată, vorba nu nevil, simți verigheta pe deget și dimineața așa adormită, în imaginație, nu fizic, vezi cum rotești de ea, cum o simți, o atingi, da? simți veridicitatea verighetei pe mână, îți faci o scenă la prânz legată de dorința ta, nu știu, vrei să ai mai mulți bani sau să fi promovat la locul de muncă sau să îți reușească afacerea. Ia-ți o față cu care ești obișnuit în minte și vezi-o prin ochii tăi, deci nu te vezi și pe tine, vezi persoana prin ochii tăi, îi vezi gesturile, vezi mimica feței, vezi cum se uită la tine și zâmbește și e fericită acea persoană pentru tine și fă o scenă naturală, cu siguranță că ai avut momente în care persoana respectivă te-a felicitat. Vezi cum a făcut-o atunci și reproduci acel lucru. Și auzi eu spunându-ți, bravo, felicitări, hai să te uh, iau un brațe. Să fie și acel act uh, al uh, atingerii, pentru că uh, ne-vi vorbește de toate simțurile, să activăm cât mai multe simțuri în imaginație, da? Nu știu, o strângere de mână, o îmbrățișare, un sărut pe obraz... Uh, ceva ce ar face în mod normal persoana respectivă dacă tu ai reușit. Nu? nu? trebuie să fie o prietenă sau un prieten. Poate să fie mama, poate să fie tata, poate să fie da, o rudă cu care te înțelegi foarte bine și care te susține în demersurile tale și care cu siguranță că te va felicita atunci când va fi cazul. Dacă vrei o casă, imaginează-te că ești acolo. Faci aceste scene dimineață, prânz și seara. Dacă pe parcursul zilei te uh, surprinzi gândind negativ, schimbă cu afirmații uh, care sunt pozitive. Dacă, din finalitate, altfel, dacă nu făți aceste scene și vezi de de viața ta, bucură-te pentru că tu ești deja ceea ce vrei să fii, tu ai deja ceea ce vrei să ai și atunci nu are rost să-ți petreci ziua în starea de eu nu am, oare când vine, oare e adevărat oare se va întâmpla. Pentru că înseamnă că anulezi scenele acelea în care tu trăiești din imaginație, da? e foarte important. Această stare asemănătoare somnului este foarte benefică, dar atenție! Corpul să fie relaxat, respiră, poți să și numeri de la 1 la 10 sau de la 10 la 1, și în momentul în care te simți un pic adormit, pam, ai făcut acea scenă, da? Poți să stai pe scaun, poți să stai pe pat, important este să stai cât mai relaxat și să intri în acea stare. Uh, nu te grăbi și nu te focusa în scena respectivă pe aoleu, o fi bine, aoleu, oare văd bine, aoleu, are aud cum trebuie. Știi atunci când visezi cu ochii deschiși, când pur și simplu vezi în imaginația ta o întreagă scenă cu acțiune, cu toate elementele dar tu nu faci niciun efort mental, pur și simplu stai așa și te trezești ca ai, ți-ai imaginat ceva. Nu-ți face probleme de genul, încearcă să faci scena cât mai naturală, nu forțată, să, să vezi toate aceste lucruri. Ia-ți câteva minute pentru a te relaxa, iar apoi alte câteva minute, nu știu, 10 minute, un sfert de oră, pentru a crea scena. Uh, scena care să implice că dorința ta a fost îndeplinită și apoi facea uh, acțiune, da? o îmbrățișare, uh, un cuvânt, uh, o strângere de mână. Uh, nu știu, dacă ești în casa dorită, du-te, pune mâna pe mobilă, pe lucrurile pe care le vezi acolo și foarte foarte important dacă scena nu este făcută seara când și adormi după dacă este făcută în timpul zilei sau dimineața înainte de a vă ridica din pat folosiți și recunoștința pentru mulțumiți lui Dumnezeu pentru ceea ce ați văzut și pentru faptul că ați acceptat ca această scenă să fie adevărată da și mulțumiți, fiți recunoscători. Uh, Neville Goddard folosea asta și ca tehnică de a dormi, da? Pentru a-și îndeplini dorințele. E minunat, îți mulțumesc, tată, s-a înfăptuit, s-a realizat. Uh, stați 3-4 minute și mulțumiți lui Dumnezeu. Uh, e foarte important, nu lăsați alte lucruri să vă ocupe timpul, dacă într-adevăr dorința aia este arzătoare, nu există nimic mai uh, arzător decât să-ți faci aceste scene și apoi să îți continui ziua ca persoana care are deja dorința îndeplinită. Foarte important. Extrem de important. Da? Bun. Chiar Neville Goddard spunea în, în prelegerea lecția numărul 4, da? din cele 5 lecții, al treilea mod de a mă ruga este pur și simplu să mă simt recunoscător. Dacă vreau ceva, fie pentru mine, fie pentru altcineva, imobilizez corpul fizic, apoi produc starea asemănătoare somnului și în această stare mă simt pur și simplu fericit, mă simt recunoscător, simt recunoștință care presupune realizarea a ceea ce vreau. Că dacă tu ești recunoscător pentru ceea ce vrei, evident că ai primit deja. Îmi asum sentimentul dorinței împlinite și cu mintea dominată de această unică senzație. Mă duc la culcare. Nu am nevoie să fac nimic pentru ca acest lucru să fie așa, pentru că este așa. Sentimentul meu de dorință împlinită implică faptul că ea este realizată. Da? Bun. Am mai spus-o și o repet și se pare că. Uh, da. Încă o dată spun, nu cred într-un adevăr absolut general, dar tehnica lui Neville vorbește despre faptul că tu. Tu trebuie să fii în scenă, să fii implicat, astfel încât tu să nu fii ca un actor, adică în ochii minții tale, să nu te vezi acolo ca și când te-ai uitat la tine și la altcineva în scenă, ci tu să vezi ceea ce vezi acum, dacă deschizi ochii, ce vezi? Eu, de exemplu, văd acum peretele, da? În imaginația mea n-ar trebui să mă văd și pe mine, ar trebui să văd doar acest perete. Mulți oameni, în schimb, își imaginează că își văd corpul, da? că se văd pe ei și lucrul ăsta nu este bun din, din perspectiva lui Neville Goddard, da? pentru că el spune că trebuie să vedem prin ochii noștri atunci când ne imaginăm, deoarece scopul tuturor acestor lucruri este că tot ceea ce simți ca fiind real, vei manifesta și nu vei putea manifesta cu succes dacă îți vezi corpul într-un film, pentru că nu e ca și când. În, în realitatea viitoare te vezi pe tine, nu? Decorporalizat. De -de și asta este ceea ce vi spune mereu și mereu, iar oamenii o uh, citesc și o fac și în mod greșit. Uh, și de asta uh, am tendința de a repeta de fiecare dată când am ocazia. Dacă, de exemplu, uh, dai mâna cu un prieten, cel mult vezi mâna ta, da? Mâna ta și vezi prietenul dându-ți mâna. Nu te vezi și pe tine. Deci, asta ar fi o greșe, greșeală. Repet, eu cred că dacă crezi că e o greșeală, e o greșeală. Dacă nu crezi că e o greșeală, nu cred că e influențată atât de mult, dar, da, eu vă spun perspectiva lui Nevi. Pe de altă parte, dacă ți-ai imaginat corect și după ce ai, ți-ai imaginat corect, este important asta și a doua zi, dacă tu ai făcut scena și ai adormit și ai adormit având o stare de liniște, de acceptare, de entuziasm și așa mai departe, nu un entuziasm și din comun, ci de acceptare. Mi se pare foarte important să accepti că ceea ce ai văzut poate să fie adevărat. Ei bine, a doua zi vreau să-ți privești reacțiile, să verifici dacă ți-ai imaginat corect, pentru că dacă tu ți-ai imaginat corect, ai crezut în ceea ce ai văzut, ai acceptat ca fiind uh, o posibilitate, ai acceptat ca fiind adevărat, reacțiile tale de după n-ar trebui să fie alea cum că încă nu am. Dorința că nu o să se întâmple niciodată, că ia uite ce mi s-a întâmplat în planul fizic și practic asta mi-arată că n am făcut bine. Da? Deci reacția ta nu trebuie să rămână aceeași. Dacă rămâne aceeași, trebuie să-ți imaginezi din nou. Dacă simți că scena pe care ai făcut-o în mod repetat nu îți schimbă. Modul în care te raportezi la dorință schimbă scena. Nu e neapărat necesar să ai o singură scenă, standard. Poți să faci scene diferite, dar toate să fie din dorința împlinită. Da? E foarte important. Și atunci, nu știu, ast, la dimineață vezi un prieten care te felicită, la prânz vezi o altă situație, nu știu, să spunem că prietenul te felicită pentru că ți-ai cumpărat casa de vis, la prânz vezi cum faci curat în casa de vis seara vezi cum te pui în pat, adică pur și simplu îți imaginezi că dormi în patul din casa ta de vis și așa mai departe da? pentru că modul în care uh, tu reacționezi la uh, ceea ce vezi este de fapt o continuare în viața ta, căci, în realitate, trebuie să devii persoana care ai ales să fii. Acea persoană pe care tu ai văzut-o în, în imaginație. Așadar, sfatul meu este să iei o decizie și dacă dorința este cu adevărat. Una arzătoare, pentru că și aici este important. Dacă tu nu dorești cu adevărat, sigur că nici zbaterea ta nu va fi adevărată, nu va fi atât de intensă. Dacă îți dorești doar așa, a, nu știu ce să zic. A, trebuie în primul rând să te convingi pe tine. E cu adevărat o dorință arzătoare? Dacă da această rutină, iați acest angajament, lucrează cu mintea ta, lucrează cu mentalul tău, lucrează cu aceste scene, afirmă din finalitate, afirmă lucruri pozitive, spuneți că totul merge în favoarea ta, spuneți că circumstanțele sunt doar pași către pașii tăi către succes, chiar dacă par nefavorabile. Nu găsi scuze, sunt prea obosit, nu-mi fac scena, am invitat, mi-e rău, n-am chef, că fac mâine. Mai bine mă uit la un film și mă, îmi fac scena în altă zi. Nu, ia-ți 10 minute. Poți să-ți faci scena și când ești la duș. Nu trebuie neapărat să adormiți. Nu trebuie neapărat să fie doar înainte de somn. Sigur că Poți să faci aceste scene și este indicat pentru că atunci mintea conștientă se relaxează, subconștientul preia frâiele, dar faceți aceste lucruri și în alte cu alte ocazii și încercați să păstrați această um, rutină. Și e foarte, foarte important ca în momentul în care uh, v-ați imaginat, v-ați făcut, uh, făcut treaba, v-ați făcut temele, să zicem, să nu. Uh, să nu vă îndoiți, să nu anulați tot ceea ce ați făcut. E păcat că după ce ți-ai imaginat să uh, stai toată ziua în negativism și să spui că de fapt nimic nu e adevărat, și că. Uh, sau oare e posibil, dar oare se poate, dar nu știu ce să zic, dar parcă e prea frumos ca să fie adevărat. Răm, trebuie să rămâi fidel față de ceea ce ți-ai imaginat și indiferent de ceea ce vezi să spui doamne eu știu eu știu și cred în ceea ce am văzut și îți mulțumesc și am, și am încredere în tine și nu, nu accept altceva asta este persistența asta este uh, persistența aceea obraznică nu trebuie să să cedezi la nimic extern și să-ți cedezi puterea pentru că Uh, tu ai această putere. Puterea ta este mai mare uh, decât orice circumstanță. Nu Încearcă să nu-ți mai obosești mintea cu informații din știri, cu lucruri care te afectează, cu filme care îți dau o stare proastă, cu deznodământ trist, cu tot felul de, de chestiuni, de nu știu, muzică tristă, versuri depresive încearcă să folosești timpul liber pentru lucruri care să te împlinească, care să-ți aducă o stare de bine, care să-ți aducă o stare, un, un plus, care să-ți aducă ceva bun. Citește cărți de dezvoltare spirituală, personală, ascultă poveștile celor care au reușit, Înconjoară-te de bine Înconjoară-te de optimism Uită-te la documentare ale persoanelor Care au reușit Caută tot felul de povești deci, Tu ești creatorul vieții tale Și nimeni altcineva Și nimeni nu poate să Îți uh, Taie Nici elanul și nici uh, Îndeplinirea uh, Dorințelor Și trebuie, e ceva extrem de important să... Manifesti nu numai pentru tine, să manifesti și pentru cei din jurul tău, să te gândești la binele celor din jurul tău, să-i binecuvântezi, să uh, te gândești în termen de bine, să te gândești la ceea ce au nevoie și ceilalți și să-i ajuți mental și nu numai mental. Poți să-i ajuți dacă îți stă în putere și fizic și evită judecata celorlalți. E greu, nu e ușor, suntem oameni și judecăm, dar trebuie să lăsăm aceste prejudecăți și în momentul în care tu îți dai ție o stare de bine, le dai și celorlalți prin simpla prezență, prin gândul tău de bine, când îi binecuvântez, când te roși pentru sănătatea lor, când îi vezi bine în imaginația ta, parcă lucrurile chiar încep să, să fie din ce în ce mai mai limpe. S Ați văzut cum e când apa e impură, nu? Și are, are impurități? C când pui apă limpede, apă curată peste apa aia, lucrurile rele se dizolvă, da? cad și se, se purifică acea apă. Așa că nimic nu este imposibil și vreau să înțelegeți cu toții asta. Sper că această combinație de filmuleți să vă fie de folos și să fi fost pe înțelesul tuturor și în ajutorul și în folosul tuturor și nu, nu deznădăjduiți. Asta e cuvântul. Nu deznădăjduiți pentru că uh, totul se întâmplă exact așa cum ne dorim. Știți cum se zice, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple și așa este de fiecare dată. Dragilor, până la următorul filmuleț, să avem cu toții pace în suflet, numai bine!